A început asfaltarea la stratul de uzură pe Bulevardul Nicolae Titulescu, între prelungirea București și strada Cornișei. Primăria municipiului Călăraș anunță că în 2020 va finaliza lucrările începute anterior la străzile Grivița și Nicolae Titulescu, lucrări care însumează 3,36 km de stradă, 21.536 de metri pătrați de trotuare, 6.409 metri pătrați de spații verzi și 306 locuri de parcare, după ce în anul precedent au modernizat sau reparat 12 km de șosea, aproape 30.000 de metri pătrați de trotuar și 2 km de rețea de iluminat public și fibră optică subterană.